Scene șocante au avut loc în apropiere de Târgoviște. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat care mergea pe lângă bicicletă pe marginea drumului a fost spulberat de un șofer venit de pe contrasens. Bolidul scăpat de sub control a intrat în plin în victimă. Lovitura a fost atât de puternică încât omul a fost aruncat în aer câțiva metri. Bărbatul în vârstă de 63 de ani a murit pe loc. Tragedia a avut loc în localitatea Priseaca și a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă. Șoferul vinovat, un tânăr de 22 de ani, este cercetat pentru ucidere din culpă.